Salutări tuturor! Bine v-am regăsit, bine ne-am regăsit din nou, oameni dragi, frumoși și luminoși. Ce mai faceți, dragilor? Cum sunteți? Astăzi, aici și acum, dis de dimineață, m-am trezit cu gândul la voi, așa cum se întâmplă săptămână de săptămână, pentru a vă transmite mesaje, pentru a vă comunica ceea ce dorește cerul să ne transmită pentru această săptămână, intervalul de timp 40 octombrie. Așadar, împreună cu infinită iubire și recunoștință primim aceste mesaje de îndrumare. Ne lăsăm călăuziți, primim intervenția Universului și a tuturor ființelor de lumină, care ne iubesc, ne susțin necondiționat, doar dacă noi le cerem ajutorul, intervenția lor în viețile noastre. Vă reamintesc că avem liber arbitru și ele nu ne pot ajuta dacă nu le cerem ajutorul. Trăim timpuri care sunt puțin haotice, tulburi. Este necesar să înțelegem că toată această nebunie a fost atrasă de noi. Sunt co-creațiile noastre, conștient sau inconștient, am atras toate aceste situații. Este necesar să înțelegem de asemenea că totul este îngăduit. Totul se va clarifica. Este important ca și noi să ne clarificăm în interiorul nostru, să încercăm fiecare dintre noi să lucrăm cu noi, să fim mai buni, să nu emitem atâta și atâta violență, negativitate în această lume, pentru că este destulă energie negativă. Este mai mult ca oricând necesar ca fiecare dintre noi să încercăm să ne aprindem lumina noastră interioară tot mai mult și să strălucim. Acolo unde este lumină, întunericul dispare, se alchimizează. Este foarte important să încercăm să fim uniți. Doar împreună avem puterea să nu fim divizați așa cum se dorește în aceste timpuri. Totul se va clarifica. Se întâmplă toate aceste situații fiind și energiile Universului puțin mai ciudățele, să spunem așa. Planetele sunt aspectate în retrogradare. Avem cel puțin 6 planete retrograde în această perioadă. Așa cum vă spuneam de săptămâna anterioară, Mercur este în retrogradare până pe 18 octombrie. După 20 octombrie, situațiile în lume se vor mai clarifica, dar deocamdată este foarte multă agitație, nebunie. Este bine ca în această perioadă de reglaje karmice să încercăm să fim buni unii cu alții, să ne înțelegem, să nu mai criticăm, să nu mai judecăm, să nu mai emitem atâta și atâta energie negativă. Mă repet, dar este foarte bine ca fiecare dintre noi să fim conștienți că suntem co-creatori, să nu ne mai aruncăm gunoaiele energetice în acest univers, pentru că ele vin înapoi către noi ca și un bumerang. Așadar, să începem această citire, să vedem ce ni se revelează. Mai este important să știm că pe data de 6 octombrie vom avea lună nouă în balanță. Balanța ne vorbește de echilibru. Așadar, este foarte important să încercăm să ne găsim echilibru interior. Vorbește de relații, de diplomație, de justiție divină. Foarte multe situații se vor echilibra, vor ieși la suprafață neadevărurile. Foarte multe măști vor cădea. Ia să vedem îngerii și strămoșii ce ne transmit ca fiind tema acestei săptămâni. Să vedem ce primim. Mă conectez, cer inspirație divină și să vedem ce ni se revelează. Sfatul săptămânii, tema săptămânii, un mesaj general. Ni se transmite așa. Soarele, ia uitați ce mesaj frumos, să fim pozitivi. Să ne aprindem soarele nostru interior. Așa cum am pus ieri un mesaj, așa am simțit pe Facebook și spuneam în acel mesaj să aprindem soarele nostru interior. Fă ca soarele tău interior să strălucească și peste cei buni și peste cei răi, da? Și am creat acolo un clipuleț, două floricele care
se iubeau o altă floare care arunca petale de mărgăritar peste acele flori și o altă floare care era invidioasă față de acele flori care se iubeau, dansau și emiteau lumină. Poate o să postez acest clipuleț și pe YouTube să îl vedeți. Un clip interesant, dar așa am simțit, așa am fost inspirat. Deci să ne activăm soarele nostru interior. Cartea Soarele reprezintă că va ieși lumina pe străzile noastre. Calea noastră va fi luminată. Este o carte de succes, de soarele vine în viețile noastre. Să nu clacăm acum, să fim plini de speranță, să fim optimiști. Soarele întotdeauna răsare după ploi, da? Îngerii, ființele de lumină, ne transmite să ne bucurăm de viață, să ne activăm soarele nostru lăuntric, lumina noastră interioară, să strălucim. Așa cum o spun deseori, acolo unde este lumină, întunericul dispare. Cu cât strălucim mai mult, niciun virus nu ne poate acapara, pentru că noi vibrăm la o vibrație înaltă și nu suntem pe aceeași rezonanță. Doar oamenii care au o vibrație mai scăzută pot să interfereze, să contacteze acest virus. Ia să vedem și ce ni se transmite pentru începutul săptămânii din aceste carduri de la Kylie Gray, rugăciuni către îngeri pentru începutul săptămânii. Ni se transmite așa: în această săptămână vom învăța, vom studia foarte multe. Ni se recomandă ca în această perioadă cu Mercur retrograd să reluăm poate anumite activități, anumite cursuri, să învățăm ceva, ceva benefic pentru noi. Poate facem un curs, poate ceva ce ne-ar putea ajuta în cariera noastră, o nouă formare profesională, să învățăm ceva. Poate unii doriți să vă înscrieți la școala de șoferi. Este o perioadă bună, mai ales după data de 6, când reprezintă noi începuturi, da? Totul este trecător, este necesar să avem răbdare și să încercăm în fiecare zi să învățăm lucruri noi, să studiem, să înțelegem acest univers, de ce se întâmplă anumite lucruri. Pentru că așa trebuie, așa este necesar, da? Trebuie nu este un cuvânt chiar atât de ok să-l folosim. Este necesar mai bine. Ia să vedem pentru mijlocul săptămânii ce ni se mai transmite. Gabriel, să ne spunem adevărul nostru interior. Arhanghelul Gabriel lucrează cu noi. Poate ne simțim foarte strânși, încorsetați, cu atâtea restricții. Să spunem ceea ce simțim. Asta ne recomandă Arhanghelul Gabriel la provocarea săptămânii. Să spunem adevărul nostru, ceea ce simțim, dar să-l spunem cu multă iubire, să îl spunem pe o energie de înțelepciune, da? Să nu ieșim în față și să co-creăm ură, să împroșcăm cu noroi. Spuneți ceea ce simți, dar spune-o cu iubire, cu înțelepciune. Fă-o dintr-o manieră mai înaltă. Este necesar ca noi, în aceste timpuri, să încercăm să ne manifestăm altfel, nu așa cum au făcut-o strămoșii noștri, cu violență și au generat karmă, și acum este necesar să încercăm să transformăm lucrurile, să facem lucrurile puțin diferit, dintr-o altă energie, dintr-o altă perspectivă mai înaltă, divină. Să vedem cum închidem această săptămână. Să ne iubim pe noi, să ne acceptăm. Este foarte important să fim bine noi cu noi. Dacă noi suntem bine, ne iubim, ne acceptăm așa cum suntem noi și cei din jurul nostru o să fie la fel de bine. Este necesar să ne vedem, să ne îngrijim mai mult, să ne dăm atenție. Balanța vorbește. Să îți acorzi atenție trupului tău, să îi dai ce are nevoie, mai ales în această perioadă, pentru că va începe în curând sezonul rece, să te îngrijești mai mult, să te vezi,
să îți cumperi, dacă simți, ceea ce îți place pentru a-ți bucura sufletul. Dacă simți să îți schimbi lucrul, fă-o, doar încearcă să-ți acorzi mai multă atenție, să te simți iubit, iubită, acceptă-te, iubește-te așa cum ești. Nu uita că la nivel interior toți suntem ființe divine. Este necesar să ne reamintim acest lucru. În esență, toți suntem iubire, da? Doar că în acest plan fizic, fiind un plan așa foarte grosier, am uitat cine suntem cu adevărat. Eu sunt aici, săptămână de săptămână, să vă reamintesc acest lucru. Dacă o singură persoană mă poate înțelege din ceea ce comunic eu, din ceea ce transmit eu ca și informații, consider că mi-am făcut misiunea. Să vedem și ce arhanghel vine pe lângă arhanghelul Gabriel. Voi folosi aceste carduri cu arhanghel și serafin. Ia să vedem. Mă conectez, îi rog să vină alături de noi și să ne transmită acel mesaj optim necesar pentru această săptămână. Ia să vedem ce primim, ce primim. Ni se transmite așa de la Samuel să emitem iubire. Deschideți inima către iubire, oferă iubire. Tu ești esență din iubire. Arhanghelul iubirii. Este foarte necesar ca această lume să o vindecăm prin iubire. Fiecare dintre noi să încercăm să fim mult mai iubitori. Exact așa cum am început această citire, pentru că eu la nivel subtil percepeam aceste mesaje. Arhanghelul Gabriel și Samuel fac echipă cu noi în această săptămână. Ne vindecăm chakra inimii și să încercăm să binecuvântăm pe cei care ne conduc. Să nu-i mai hulim, pentru că ei sunt oglinzile noastre, sunt exact ceea ce merităm. Sunt oglinzile noastre, mă refer la nivel de subconștient. Să știți că cei care ne conduc sunt spirite foarte mari, au misiuni foarte importante. Și este important ca noi să nu le mai trimitem atâtea săgeți, atâta și atâtea energie negativă, pentru că îi dezechilibrăm, putem să le trimitem iubire. Și dacă vom face asta, vom vedea și că țara noastră se poate schimba, vom avea altfel de conducători, pentru că merităm altceva când ne vindecăm și noi. Când devenim și noi mult mai iubitori. Ei sunt doar reflexia noastră colectivă. Este necesar să înțelegem asta, să nu mai urâm atâta. Doar fi iubire și atât. Și lasă toate situațiile în grija lui Dumnezeu. Noi cu adevărat nu știm ce este bine pentru noi. De ce a venit această nebunie pentru noi? Care este planul divin al lui Dumnezeu? Ar fi bine ca noi toți să cerem așa la unison să se facă voia lui Dumnezeu pentru binele nostru cel mai înalt, foarte simplu, și să aprindem o lumânare. Lumina noastră cu intenție dedicată va merge acolo pentru binele nostru mai înalt. Este necesar să fim cât mai uniți în iubire și totul se va transforma. Dar este nevoie ca un procent mare din populație să înțeleagă asta. Degeaba sunt eu ca și o floare de primăvară, așa cum era un proverb. Cu o floare nu se face primăvară. Eu pot doar să arunc așa ca și o petricică în apă, să creez valuri și știu că voi mă veți înțelege. Să fim cu toții iubire, să fim cu toții înțelepciune, să se manifeste voința lui Dumnezeu în viețile noastre, pentru țara noastră. Și doar așa, prin iubire, ne vom vindeca și ne vom ridica. Eu vă mulțumesc, dragilor, că m-ați urmărit. Vă urez o săptămână magică din toate punctele de vedere. O săptămână așa cum ne-o co-creăm noi fiecare. Vă reamintesc că fiecare dintre noi este un co-creator. Își creează propria realitate. Mare atenție la gânduri. Este foarte important
Gândurile noastre ne generează viitorul. Vă iubesc, vă îmbrățișez, toate cele bune, pe curând. Namaste, suflete dragi și frumoase!